Bună seara, dragii mei! În luna septembrie, de câțiva ani buni încoace, omenirea sărbătorește Ziua Mondială a Alfabetizării. Și de obicei se vine cu foarte multă statistică despre cât de fericiți și de împliniți sunt cei care știu să scrie și să citească și cât de rău este prostimii. Pe de altă parte, o vorbă românească spune: cu cât știi mai puține, cu atât vrei mai puține, cu cât știi mai mult, cu atât vrei mai mult și prin urmare ești mai nefericit. Iar Biblia vine și ea să continuă spunând: fericit este cel sărac cu Duhul, căci acelui este împărăția cerului. Și atunci, oare cât de mult trebuie să știm pentru ca să fim fericiți? Oare de ce are nevoie un om pentru ca să fie împlinit cu sine însăși? Oare câtă carte trebuie să bage în el pentru ca să creadă că le știe pe toate și din tot cât știe să fie bine nu doar la cap, dar și la inimă? Vreau să cred că voi găsi împreună cu invitații mei de pe canapea răspunsul la această întrebare. Ea spune despre sine că este prea normală pentru așa pretinși exotici și prea exotică pentru așa pretinși normali. Despre el, presa scrie că este prea inteligent, prea bine crescut și prea stilat pentru oamenii de artă din Republica Moldova, pe care caracterizează de obicei cu fularele la gât. Deocamdată, haideți să vedem imaginile, după care trecem și la discuție. Acestea au fost niște imagini romantice, imagini de familie, dar nu aș vrea să fim nici romantici în această seară și nici patetici. În primul rând le spun bună seara invitațiilor mei și da, și o să încep de la cel mai mic membru al familiei, dacă îmi dați voie. Deși nu cred că Paul îi place să fie mică. Îmi place foarte mult. Îți place să fii copilul mamei și al tatei. Este Paula Maria Ierizanu, domnul Gheorghe Ierizanu și doamna Angela Brașoveanu. Acum nu știu ce caută doamna Angela Brașoveanu între acest tandem de ierizani. Mă strecur. Eu, ca să nu-mi pierd gândul vis-a-vis de textul pe care l-am făcut la început, într-adevăr, luna septembrie este considerată luna alfabetizării. Ori voi sunteți oamenii care citiți și mâncați carte pe pâine. Nu știm literele, da, într-adevăr. Dar știți a citi și a scrie. E silogă. Cât de important este pentru un om să citească mult? În familia voastră se citește mult? Avem un editor care are răspunsul gata la asemenea întrebări. Noi o să ne odihnim. În familia noastră, dacă se citește, dar nu, ce înseamnă mult? Că nu știu, este lume care citește tot ce cade sub mână și de obicei când îl întreb ce carte a citit, etichetele de pe sticle, bolurile de plată, meniurile, asta, inscripțiile de pe tricouri, da? Da, eu etichetele nu le pot citi deja, nu văd. Te rămâi intelectual, citești doar cărți. Știți cum? Astăzi când se întâlnesc niște oameni inteligenți, încep de obicei să spună liste întregi de literatură super modernă, cu niște autori foarte moderni, pe care eu acum recunosc că sunt proastă și nu prea îi cunosc. De multe ori dau afirmativ din cap ca să nu dau impresia că sunt analfabetă. Rosalina, e o temă pentru o discuție mondienă, cum este și politica, cum este și sportul, cum este... Și respectiv există întotdeauna niște topuri care sunt mai mult sau mai puțin oficiale și e o posibilitate de a începe o discuție și de a găsi pe cineva care e pe aceeași undă cu tine. Cât de mult,
crezi tu în ceea ce spui sau cât de doct ești tu în materie, nimeni nu te întreabă. Dar e un motiv de a începe discuția la o carte, de ce nu? Da. Deci nu știi cum pe urmă începi popularizarea și omul citești chiar cartea respectivă. Așa cum toată lumea se pricepe în fotbal politic, respectiv același lucru poate fi și în carte, nu e nicio problemă. E adevărat că toată lumea știe că ele sunt dreptunghiulare, unele sunt patrate și au multe semnișoare negre. Și au pagini însemnate pe colț. Da. Dar hai să începem de la un album de fotografii pe care noi l-am furat cu ajutorul Paulei și am făcut și un colaj din ele. Să vorbim despre familia cea mică, pentru ca să ajungem la familia cea mare și să o includem și pe Paula. Ureașa familie. Eu întotdeauna sunt curioasă ce unește pe doi oameni. Atunci când sunt la început de cale și cine pune, de fapt, punctele pe ei? O, Doamne, întrebarea e foarte complicată. Noi, de fapt, ne-a unit un perete. Cum s-a unit? Noi am fost vecini de cameră la cămin, așa că istoria ta romantică, nu știu cum se oprește într-un rând de cărămizi. Eu de romantism legat de pereți încă n-am auzit, dacă nu este foarte romantic. Mi-a zis cineva, atunci când îi chem la emisiune, din când în când să zici domnul Ierezanu să vorbească, pentru că doamna Brașoveanu este cea care vorbește și mai mult. Și eu vreau să mă opresc la peretele de cărămidă, să o spuneți. Vi s-a părut? Altă variantă? E același. Nu, spuneți-mi dacă nu mi s-a părut prea complicată Angela la început, pentru că am avut într-o emisiune anterioară cineva care spunea vorbea prea mult și mă gândeam că o să mă complexeze toată viața pentru că vorbește prea mult. A, nu mi-am pus probleme. Eu nu pun probleme. Vă place lucrurile astea? De felul ăsta. Să stați în spatele soției atunci când mergeți la interviuri sau la petreceri mondene? Păi nu, în cazul când sunt întrebat, eu răspund. În cazul când este întrebat Angela, răspunde Angela. Dacă este întrebat Paula, răspunde Paula. Talentul meu este când observ o pauză, eu încerc să o umplu, pentru că tăcerea probabil pe mine mă sperie. Pentru mine tăcerea nu e problemă. Păi, atunci se tace în casa voastră? Și se tace și se vorbește și se râde și se amuză și se trântesc uși. Paula, se ascultă muzică. Am găsit într-un interviu de-al tău când te-au întrebat cine este de fapt Paula Ierezanu, ai zis și tu câteva vorbe despre tine care mie mi s-au părut foarte întortocheate pentru vârsta ta, după care ai zis am niște părinți foarte buni, vi recomand. Îi mai recomanzi, Paula? Am un control. Dar dacă să ne întoarcem la felul cum am făcut cunoștință, o să-ți dau o fabulă, care de fapt o știi toată lumea, dar oricum mie îmi face plăcere să mai povestesc. Anatol Caciu, care lucrează acum la Radio Național și în sfârșit o să afle adevărul despre crima săvârșită de mine, m-a invitat la film, eram la anul 2. Mm-hmm. Și a avut imprudența să-mi lase mie biletele pentru film și a zis, nu știu dacă vreau să mă duc cu Anatol Caciuc. Și l-am invitat pe Gheorghe Rizanu, care era colegul lui de cameră. Și respect, dar el doar nu știa, eu l-am invitat pur și simplu, eu s-a simțit oarecum flatat, așa băgat în seamă. Tot drum am vorbit despre poezia Lorinei Bălteanu, ploua, era o ploaie torențială așa de primăvară. Foarte romantic, am ajuns la film. Și dintr-o dată am observat în spate privirea furibundă și rătăcită și a lui Anatol Caciuc și m-am lăsat așa foarte lejer pe scaun să nu mă observe. Evident, după asta n-am vorbit jumătate de an cu mine, dar în schimb, a început această relație care... Dar domnul Răzvan, pe la urmă, a aflat istoria biletelor? A, nu, am povestit-o, Caciuc n-a aflat-o, da. Și după asta am stat de vorbă o noapte întreagă pe fereastra de la coridorul căminului, de la 12 noapte până la 6 dimineața, până a venit tipa de la recepție să deschidă bucătăria, că la noi pe timpuri se închideau bucătăriile pe noapte. Doamne ferește să-ți faci mâncare noapte. Ce o crimă. Nesănătos. Da, e nesănătos. Îi țineau la siluetele noastre și a fost extrem de surprinsă să ne vadă la aceeași fereastră vorbind despre... Da, să vă mai duceți împreună la film? Și eu am lansat tradiția în familie de a ne uita la filme acasă pe care le scot care eu. Care le cauți tu? Da. Da, și facem chiar petrece pe această temă, punem, nu avem un ecran de ăsta de
home cinema, dar punem în cearșaf și ca la tabără pionerească și privim cu toții filme și e cu tot altă atmosferă, cu tot o altă recepție și percepție a filmelor când le privești așa, în felul ăsta, un pic schimbi optica. Am auzit că se privesc filme și pe pod, noi încă n-am încercat, dar vrem să încercăm pe gard, să privim filmele afară, să invităm prietenii la un vin, să stăm și să... poate o să facem un fel de mini-festival de grădină cu cele mai bune filme. Festivalul gardului. Da, da. Ce se întâmplă peste gard. Da, exact. Dar de obicei ce filme priviți? De tot romantice, film. Detective, bune. Filme documentare? Eu cred că documentarele le-am monopolizat eu la computer și tata la televizor, dar când privim împreună, mai degrabă luăm selecția de la Cannes sau de la Oscar. Sau filme clasice. Voi chiar țineți întotdeauna să fiți în pas cu evenimentele care se întâmplă? Care ne plac. Nu, știi câteodată este atât de mare suprasaturație de promovare a unui film sau a unei cărți, că îți pierde cheful să o citești la moment și tu ai impresia că cunoști această operă sau filmul sau cartea, văzând fragmentele sau trailerele sau... Și nu mai vrei să te atingi. Peste un timp, s-ar putea să fie peste o jumătate de an, peste un an, când se pătolește gălăgie, când cei care zici tu că încearcă să facă impresie bună povestind despre faptul ce au văzut și ce au citit, te apropii și îți dai seama că s-ar putea să aibă dreptate. E chiar ceea ce te... Dar e bine să știi, de fapt, despre ce se vorbește, să fii în temă. De ce să nu privești filmele care sunt în top list la Oscar? Atunci hai să vorbim despre o carte care mi se pare foarte importantă, dar nu înainte de a vedea niște imagini frumoase și cu Paula. După care te rog să-mi răspundi de ce nu ai venit cu pălărie, dar asta după ce vedem imaginele. La 13 ani, părinții credeau că trece printr-o criză. Ea nu. La 14 ani și-a cumpărat prima rochie după o perioadă de rock și gândaci gender. La 15 ani, credea că oamenii care nu citesc nu au ce căuta pe glob. Între timp, s-a hotărât să-i lase în viață. La 16 ani, visa la o revoluție. La 17 ani, a început să viseze la lucruri mai pașnice. Și-a noit garderoba și cu o pălărie neagră. O pălărie care îi ascunde ochii de ochiul necruțător al lumii. Este înconjurată de prieteni de toate vârstele, toate genurile și toate rasele. În general, oameni care gândesc și pe alocuri simt. Paula spune despre sine că e gânditoare, dar nu tragică, ci luminos obosită, un pic confuză, cu planuri mari și cu degete mici. Degete care au fabricat pe hârtie cu ajutorul celor 32 de litere o revoluție, una pe care Paula a cerut insistent să-i o furăm. Ea continuă să scrie. De data asta, nu a trebuit să fie sacrificată nicio clădire pentru ca Paula Maria Ierizanu să se apuce de scris. Paula, toată lumea te caracterizează drept fata cu pălărie, după care se văd șuvițele rebele. Astăzi ai venit fără pălărie. Nu-ți mai place? Gata? Ai lăsat această... M-am lepădat de pălărie. Ziceam că vorbim despre o carte care mie mi se pare foarte importantă și pentru generația ta, și pentru generația mea, dar și pentru generația părinților noștri. Și nu pot să nu zic încă o dată că această carte a fost premiată în Germania anul acesta. Și deocamdată ziceam să te felicit pe tine. Pe urmă mi-am dat seama că, de fapt, domnul Ierizanu trebuie felicitat pentru că editura domniei sale a luat acest premiu. Și cum vă simțiți, domnule Ierizanu, când, datorită fiicei dumneavoastră, ați luat acest premiu? Totuși, cartea ei. Am exploatat munca copilului. Cartea a luat premiu pentru debuta Uniunii Scriitorilor, care este premiul Paul. La premiul UNESCO de la Leipzig e recunoașterea calității unei edituri. Dintre editurile românești suntem primii. El s-a acordat odată la 2 ani, din 90, așa că puteți socoti cam câți editori au luat acest premiu. Este un premiu important pentru editor. Paula v-a portat noroc sau da, putea da, să fie și altă carte? Nu, cred că e noroc cu Paulu. Paula, tu cum ai primit acest premiu? În mână. Știu că ai fost la înmânare și ai luat banii. Cred că e împărțit cu toți cei care au muncit la carte. Nu, încă sau nu nici măcar de încă nu i-am luat, când transferurile se fac mai greu. Eu am impresia că această carte, care se numește Simbolic, e prima mea revoluție, furați-mă, de fapt v-au furat-o pe Paula de acasă. Pentru că dintr-un copil
normal, dacă pot să zic eu așa, care nu o cunosc foarte bine, s-a transformat peste noapte într-o vedetă, într-o persoană publică. Niciodată. Noi așa te percepem, ca o persoană publică, ca o vedetă, ca o fată care a scris o carte, care a luat premii, care dă autografe, care merge să se întâlnească cu diaspora moldovenilor de peste hotare. Nu știu, să spună părinții despre tine dacă tu nu vrei să vorbești. Eu nu cred că eu sunt o vedetă, dar... Deci nici nu e vorba despre furt. În general nu crești copiii pentru tine și nu-i... tu ai datoria ta de părinte doar să-l susții ca să nu se lovească prea tare și să-l dirigezi foarte atent și foarte tacticos și fără al fără a-i fermita aură. Spre ceea ce el ar putea să fie cel mai bun. Adică aici îmi văd eu rolul părinților, eu nu văd e al meu, trebuie să rămână al meu, trebuie să... Nu avem... Trofeul. Da, da, trofeul sau ca într-un fel exprimarea fizică a viselor noastre sau frustrărilor noastre și ea trebuie să devină ceva. Noi nu ne-am făcut planuri dinainte ce trebuie să devină Paula, noi am crescut alături de ea. Asta a fost tot. N-am pus-o pe taburet să spună poezie. A, da, apropo, asta n-am făcut. Da, domnule Rizan, vreau să-mi spuneți din partea rău voiturilor, au venit idei de genul, păi dacă tata e director de editură și normal ca să, că o să editeze o carte? Nu, nu știu, posibil. Poate apărat într-un fel. Bine, posibil că sunt, adică priviți lumea cam prea filozofică, am impresia, și puneți... Deci foarte rău, tăcios și meschin aproape. Întrebarea asta, credeți-mi, că mi se pare foarte meschină când întreb lucrul ăsta. Era o chestie foarte simplă. Noi căutam un text, vrem să scoatem în evidență evenimentele din 7 aprilie 2009. Și eu cred în continuare că am făcut corect și trebuia scos acest eveniment în evidență. Am căutat textul, până la urmă textul Paulei era cel mai bun. Asta a fost, adică noi am discutat în cadrul editurii, fiindcă au mai apărut texte vis-a-vis de evenimentul din 7 aprilie, au mai apărut romane, dar, de exemplu, era un text a unui băiat care chiar a trecut prin tot calvarul ăsta, dar când citești textul lui, ai impresia că el n-a participat acolo. Noi știm că el a participat, dar felul cum a scris, de așa că e dintr-o parte. Textul Paulie a prins foarte bine, anume, este un text viu. Trebuie să vreodată scriitoare? Știu cum am mai zis, trebuie să mai spui niște veselă până o să ajung să scriu o carte. Da, m-am visat până am început să scriu. Și acum gata, nu mai vrei sau mai așteptăm o revoluție? Nu, continuu să scriu. Dar mi se pare că, mă rog, eu sunt pasionată de poezie, de scris, dar și de trăit. Și mi se pare că strict ca și scriitor nu prea poți să acumulezi suficientă experiență și să intri în contact cu suficient lume. Bine, tu ai nevoie să suferi sau să fii fericită ca să poți scrie, pentru că oamenii sunt diferiți. Ca să trăiești anumite lucruri, trebuie să trăiești decepții, dezamăgiri, nu știu, lipsuri, trădări de la prieteni, ca să te încarci și după aia să te așezi și să scrii totul. Nu știu, eu sunt pasionată mai mult de fenomene sociale, cred că. Și poate mă protejez puțin și nu vorbesc despre atât de mult despre propriile sentimente la nivel personal și frustrări. Și... Da, acasă voi două sunteți prietene? Vă vorbiți ca între prietene? Da, noi toți trei suntem prieteni. O gașcă. Atunci când scrieai cartea, cine citea primele rânduri? Pe parcursul scrierii... Sau le-ai scos până la ultima pagină? Nu, pe parcursul scrierii i-am dat atât mamei cât și unor prieteni și după ce am terminat textul, eu l-am dat lui tata. O tăcătă să scriem. Și a tăiat ceva de acolo? Nu. Nu ți minte dacă ai venit cu vreo sugestie la sfârșit sau nu? Cred că zici bine și ok. Dar astăzi mai ai curajul să o recitești sau nu? Da, mai recitit-o din când în când. Acum chiar o scoatem. Surpriză. O scoatem ca e-book să fie vândut și pe net, pe iStore. Și da, uneori mi se pare mai proastă, uneori mi se pare mai bună, uneori mă uimesc și eu că eu am scris-o alteori. Dar te-ai așteptat la așa un succes din partea ei? Nu. Că o să se vândă, că o să fie întrebată? Nu cred.
Probabil nu m-am gândit foarte mult la asta cât am scris-o. Am scris-o și la un moment dat, nu știu, așteptam reacții și au fost reacții când a fost publicat pe Observatorul Cultural la București. Pentru mine asta a fost cumva suficient. M-am simțit cumva împlinită că textul... L-a citit cineva și a spus ceva despre da, el. Da, și că a prins și că am fost pe aceeași lungime de undă cu cititorii, cu mulți oameni, atât de vârsta mea cât și mai maturi. Și după aceea, deja, nu știu, lucrurile au început să se dezvolte de la sine. Dar au fost și foarte multe reacții la care noi nu ne-am așteptat. De exemplu, a citit un text un român care locuiește în Franța și a tradus-o în franceză. Altcineva a tradus-o în poloneză. Altcineva a văzut... Nu este în cehă. În cehă este. A fost și la lecturi în Cehia. A tradus un fragment în germană, a făcut lansare în Germania. Adică textul ăsta deja are o viață aparte. Deja nu mai aparține Paulei, putem să spunem așa. Da, el are viața lui în lume deja și chiar mă bucur că a fost un text viu. Adică chiar reacțiile te surprind. Nu a fost o chestie așa de împins, hai să vedem, hai să facem, cum se, probabil se comentează, dacă se comentează în spate. Nu, din potrivă, cred că reacțiile și ecoul și premiile au depășit toate așteptările noastre. Și e o bucurie să vezi că asemenea texte încă se mai întâmplă. Da. Eu cred că trebuie să luăm o pauză muzicală, ca să nu ne afundăm prea mult în literatură și să zică cei de acasă că sâmbătă seara facem prea multă <S-ai vrut-o>. Cultură. Eu am o scuză. Am o scuză. Este săptămâna alfabetizării în lumea întreagă, așa că eu cred că mă încarc cu energie pentru un an de zile încolo. M-am gândit cam mult la cine ar fi bine să vină ca să vă cânte. Știu ce prieteni în muzică are doamna Brașoveanu. Știu că prietenii muzicale ai Paulei sunt de peste hotare și e cam greu să-i aducem la emisiune. Domnul Erizanu, nu prea știu ce preferințe are. Când e vorba de muzică, cred că o să-mi spune după ce ascultăm piesa. Eu m-am gândit că Ole Tira și Sunstroke Project pot să vă facă plăcere să-i ascultați, așa că merg să o întâlnesc pe Olea, pe care n-am mai văzut-o de ceva vreme, sau mai exact, cred că de pe atunci de când s-a făcut femeie măritată, deși când am văzut-o intrând în studio, am zis, numai femeie măritată nu seamănă. Bună seara! Bună! Te întreb din capul locului o întrebare care cred că te deranjează deja, te-ai plictisit de ea și atunci când întreabă lumea cum e să fii cu verighetă pe mână, faci și tu ca pisica. Nu, este foarte bine, foarte plăcut și mă simt o femeie împlinită. Ai învățat să faci borș, măliguță, plăcințele, sărmăluțe? Lucrurile este o fac de mult. Nu știu, de la 13-12 ani m-a învățat mămica mea și bunicuța mea, care, cu părere de rău, nu este alături de noi, dar cu bucătărie stau foarte bine, deci... Muzica pe care o faci, a suferit vreo schimbare de când ești cu ștampilă în pașport? Nu știu. Te-ai cumințit? Încerci să faci un pic altfel de gen? M-am cumințit în interiorul meu. Te-ai liniștit mai degrabă. M-am liniștit, da. Și mă simt foarte bine, cu un spate bun. Și am început să lucrez și să încerc să fac ceva nou. Dacă de slabă ești tu, eu cred că orice spate este bun pentru tine. Nu e adevărat. Nu înseamnă. Dacă omul este micuț și slăbuț, nu înseamnă că nu este puternic. Am vrut să-ți fac un compliment, de fapt. Mersi mult. Eu te las să ne cânti. Știu că pe parcurs va veni și Serghei Alovițchi alături de tine. Ceilalți membri din formația Sunstroke Project la moment sunt liberi. Nu pentru că sunteți certați, dar pentru că stau într-un rând la o ambasadă. Știu că vreți să mergeți departe și mă bucur pentru voi. Mersi mult că ai venit. Acum ne cânt singură, pe urmă, într-un duet. Neapărat. Rătăcesc pe străzi pustii și reci. A trecut ceva timp de când ai plecat. Eu te mai aștept și te iubesc la fel ca avea. Când fugeam noi doi prin nori și ploi, când eram nebuni în lume noi tu, soarele din zori, iar eu eram cea mai frumoasă dintre voi. Îmi amintesc adesea de clipe dulci tândre când alungai tristețea.
Apropo că tot ziceam de muzica pe care o ascultați în casă, știu ce fel de filme priviți și unde o să le priviți pe parcursul anului, că o să fie soare afară și o să fie cald, o să fie pe gard. Muzica? Aveți muzică preferată pentru toată familia? Oh. Domnule Rizanu, eu am zis că ăștia doi știu ce muzică ascultă, dumneavoastră nu știu ce muzică ascultați. Nu, ați întrerupt-o pe Paula. Spune, Paula. Ea a spus un da, am fost la Bienală, la concertul Tiger Lilies, cu tot familionul și cu găștile și... Da, asta cred că putem să declarăm formație de familie. De familie și de cașcă, da. Sunt suficient de nebuni ca să ne placă și ca să intrăm în starea lor. Dar apropo de educație și de culturalizare, ceea ce este Paula acum, este meritul dumneavoastră sau al societății? Sau al meu. Bine, tu nu ești o plantă de sine stătător plantată undeva în colț de stradă. În primul rând, e meritul ei. Dar ați investit în educație ei ca acum să culegeți roade? Pentru că de ce se spune, cea mai bună investiție este în proprii tăi copii. Ei au investit și eu culeg roadele. Da, e adevărat. Și acum se investește, eu mă bucur că se investește foarte mult în copii și investesc oameni care nu obligatoriu sunt considerați intelectuali. Ei știu că trebuie să investească în copii. Copiii trebuie să cunoască limbi, copiii trebuie să aibă cunoștințe în istorie, copiii trebuie să cunoască matematică și să-și cunoască propria țară. Trebuie să se integreze într-o societate, trebuie să știe, să fie apți de a comunica cu oameni din diferite clase, de a comunica cu oameni de diferite vârste, de a-și crea relații, de a fi împăcați cu sine înșiși, de a putea să-și țină o relație cu toți până la urmă. Că asta e rolul părinților. Să-l înveți pe copilul tău să se adapteze la viață. Să se adapteze, da, asta vreau să vă întreb. Ați educat-o spunându-i acum taci și închide gura că nu e de tine? Asta nu trebuie să faci sau nu? Uite-te la mine după aia. Ca să știe părinții de acasă. Pentru că eu sunt sigură că foarte mulți părinți și-ar dori câte o asemenea Paula acasă la ei. Dar pentru că modele sunt foarte diferite de educație. Da, modele sunt diferite. Și prea multă libertate tot strică. Gheorghe a fost educat într-un mediu mai democratic, a crescut cu bunica, dar Gheorghe poți povestește asta și singur. Și a fost mai liber. Eu am crescut într-un mediu așa un puțin mai autoritar. Și puțin mai moralist, pentru că se credea că trebuie să fii aspru ca să știi
notație și lecții ca să crești un copil bine. Părinții mei făceau asta din cele mai bune intenții, pur și simplu asta au știut să facă. Eu, când mă gândeam că o să am un copil, am zis, nu o să merg pe calea asta, o să merg invers, nu o să fie niciun sfat, nicio notație, nicio... pur și simplu, prin propriu exemplu, prin felul cum trăiești, prin stilul în care trăiești, tu educi copilul și atât. Până la urmă sunteți părinți de oraș. Paula are colegi de tot felul. Era el la o vârstă la care era foarte ușor să o scăpați de mâini și să meargă pe altă filieră sau nicio pe altă cărărușă. Nici o clipă nu m-am gândit la asta. Bine, ea este la școală jumătate de zi, dar restul timpului îl petreci tu cu el. Și depinde foarte mult de calitatea comunicării. Întotdeauna am avut încredere în Paula, adică nu pot să zic nici pe o clipă că aș fi crezut că el nu o să aibă discernământ și o să meargă pe o cale greșită. Poate o să vrea să aibă o experiență, să știe cum e. Unul sau doi sau chestii de astea riscante, dar am încredere totală că are coloana asta vertebrală care o ține în orice, pe orice vânt și pe orice floare. Bine, în ceea ce privește timpul liber al ei, fiindcă după școală... Vorbiți așa despre mine. Deci că nu ți-i treabă tine. Eu sar cu vorba, în sfârșit are ștătică. Sunt muza, da? Muza noastră. Să ne oprim la timpul liber. Da. Ea nu prea a avut timp liber în perioada când a învățat la școală, fiindcă avea, făcea matematică, făcea sport. Pentru că eu vroiam să-mi ocup, nu știu. Și ce făceai, matematică? Am făcut mereu... Îți plac științele exacte? Nu mă rog. Zice după tine. Mi-mi plăceau toate științele și toate obiectele și am făcut și matematică și limbi străine și sport și citeam și... Karate ai făcut? Da, am făcut karate, aproape am trecut la yoga. Aproape de performanțe, știu că ai făcut, ai fost și la campionatul mondial. Cum v-ați simțit când a plecat la Londra să studiezi? Ați făcut 9 ani? Eu am plecat de fapt pe insula omului, care este o insulă între Irlanda și Scoția. La Londra mă duc în septembrie, la sfârșitul lui septembrie. Insula omului e ceva alegoric sau înseamnă ceva? E direct. Isle of Man, așa se cheamă insula. Da. Oamenii de afaceri din Republica Moldova știu foarte bine această denumire. Da? Este o zonă offshore, da? Și doar pentru zona offshore, fiindcă clima e... Noi când am ajuns, atunci ne-am dat seama unde a fost, da, unde a fost copilul. Da. V-a părut rău să o dați de acasă? Bine, nu, i-am întrebat. A un gol. Ea a participat, cineva? A fost un concurs la care a participat. Și atunci când a obținut bursa, un pic s-a stresat și Angela i-a spus că copilul, atunci când participi la ceva, obișnuiești că poți să câștigi. Există riscul să câștigi. Eu vroiam să plec încă de, nu știu, de la 12-13 ani la liceu să învăț în altă parte, pentru că mi se părea că e o experiență necesară pentru dezvoltarea mea ca personalitate și aveam și prieteni care trecuseră prin asta și cumva îmi programasem această plecare, numai că ea a venit mai repede decât m-am așteptat. Da, că în fond ne gândeam la facultate, dar, mă rog, da... Ei da, se gândeau da, la facultate, eu eram sigură că o să plec la liceu. Dar nu poți... Adică accepti situația așa cum este. Găsești beneficii, de exemplu, noi am zis că o să cântăm în imn Skype-ului, pentru că el menține relațiile dintre oameni și vorbeam în fiecare seară. Aveam conferința de presă de la 11 până la 1 noaptea, analiza zilei, cine și ce a făcut, ce s-a întâmplat și respectiv noi atunci am comunicat mai mult cu ea decât acum, când vara ea este acasă, noi putem să o vedem o dată la 2 zile cu ritmul ei de viață și cu toate conferințele și toate dezbaterile și toate întâlnirile și concertele. Intrați despre site-ul ospun.eu. Site-ul pe care l-a făcut Paula împreună cu prietenii ei? Intrați des? Eu nu intru foarte des, dar pot să mă consider o mamă conștiincioasă, am oferit o rubrică de schimb și avem în fiecare număr câte un articol din O Spun Eu. Și când lucrează la site-ul punct, de fapt, se uită pe O Spun Eu și copiază anumite fragmente. Da, spun, băi, o să-ți plătească pentru dreptul de autor. Da. Eu cred că trebuie să mai ascultăm o piesă muzicală, pentru că ea o să ne dea un motiv de discuție după, așa că o invit pe Ole Tira și pe Serghei Ielovițchi să treacă din nou pe scenă. Man, whoa, ho, 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 ho. When I look into my mirror, I
a big man. Come on, girls, be with me, 'cause I'm a sexy man. You are big man, you are lucky man, you are my daddy and super, superman. You are big man, you are lucky man, you are my daddy and sexy, sexy man. I'm trouble, I should be la munte, con oile cornute, toate fetele mă vor de mor. După ce pas cu oile cornute, mă duc la fete munte, se le strâng, se le sărut cu dor. When we look into the mirror, we see the big guys. Yeah, girls are looking at us, we're the sexy guys. You are big man, you are lucky man, you are my daddy and super, superman. You are big man, you are lucky man, you are my daddy and sexy, sexy man. I'm Giovenașul de la munte, cu oile cornute. La fete munte, se le strâng, se le sărut cu dor. I am sweet girl, I am lucky girl, I am a daddy and super sexy girl. We are big guys, we are lucky guys, we are sexy, epic sexy guys. Mulțumim băieților, mi se pare piesa asta foarte frumoasă, dar și după care poți să discuți foarte și foarte mult. Erați întrebat într-un interviu 5 motive pentru care ați iubit Moldova și știu că ați căutat cam mult ca să le găsiți. Iată că ni se cântă și despre ciobănași, cam în engleză, cam în română, deși mi se pare un pic cam mult spus. Extrem de antrenată, faină, ironică, creează imaginea ciobănașului nostru superstar, sexy boy și respectiv mie mi se pare că ar trebui să o adopte toți ciobănașii care au mai rămas pe ploiurile mioritice. Să renunțe la tragismul mioriței și să... Nu, poate să facă o mioriță optimistă la urmă oremă. Secolul 21 are, oferă tot felul de șanse ca să fie optimist. Dar dincolo de asta vă place că trăiți în Moldova? Paula, te întreb pe tine, pentru că tu ai zis că acum ești antrenată mai mult pe platforme sociale. Știu că faci foarte multe conferințe legate de religie și de societate. Da, eu tocmai sunt în perioada în care descoper, de fapt, Moldova. Pentru că părinții mei au decis să nu-mi dea niciun fel de educație patriotică și respectiv singura compunere la care n-am luat 10 cu bravo a fost patria mea, unde am luat 8. Dar între timp recuperez și acum chiar mergem cu gașca de prieteni și în afara Chișinăului, mergem și în Transnistria, în turism și în... am vizitat și bunkerul de la Șaldănești și da, e fain. Îmi place Moldova, da. Mi se pare un teren în care este loc pentru multă dezvoltare și multă creativitate și asta mi se pare foarte fain, pentru că poți să modelezi. Zi-mi acum, dacă ai plecat să studiezi mai departe peste hotare, vrea să te întorci înapoi? Eu cred că da. Crezi că ai găsit teren ca să te afirmi, să lucrezi, să-ți întemeiezi o familie și să câștigi și bani din asta? Pentru că toți tinerii nu revin pentru că credeai că au prea multe cunoștințe și n-au ce faci cu ele aici acasă. Mi se pare că te poți realiza oriunde și depinde de ceea ce vrei. Acum mi se pare foarte interesantă ideea de
de a mă întoarce în Moldova și mi se pare interesantă și perspectiva de regională, Europa Centrală și de Est. Nu știu ce o să fie în 3 ani după ce o să absolvesc facultatea. Deocamdată asta mi se pare chiar foarte interesant, revenirea. Și... Ce facultate vrei să faci? În ce domeniu? Istorie și literatură. Credeam că o să faci matematică. Niciodată nu-i târziu. A doua, a treia facultate, a patra. Da. Nu, eu nu cred că vrei să fac Paula să înveți la nesfârșit. O să învăț la universitate care combină sistemul american cu cel britanic de studii și respectiv o să am și cursuri de fizică, cuantică și astronomie. Și o să am tău pe care scrii? Ce facem cu... O spun eu? O spun eu. O să-l continuăm de la distanță. Avem și echipă care rămâne pe loc și noi cei care o să plecăm, pentru că suntem destul de mulți cei care pleacă la studii. Chiar vorbeam că jumătate din echipă să fim în Anglia. Domnule Rizan, aveți o librărie în centru care le este foarte dragă oamenilor de cultură. De ce? Pentru că vă pasă de ei? Pentru că vă place ca să se întâlnească scriitorii acolo? Să-și facă lansările? Din simplu motiv că librăriile le privim ca spații culturale, nu doar librării. Adică noi am început cu... Doar magazin. În general, atunci când vorbim despre vânzarea de carte, noțiunea de magazin pe mine un pic mai deranjează ca și noțiunea de vânzător, fiindcă în librării, magazinele unde se vând cărți sunt librării, și vânzătorii care vând cărți se numesc librari. Apropo, în nomenclatorul profesiilor din Republica Moldova, eu nu știu dacă a reușit să introducă noțiunea de librar. Diferența dintre librar și vânzător este imensă. Fiindcă librarul trebuie să cunoască cartea, trebuie să poată recomanda o carte. Și vânzătorul trebuie să-și cunoască produs și să poată recomanda produs. Și vânzătorul. Oricum, eu sper că în nomenclatura profesiilor o să fie introdusă noțiunea de librar. Nu aveți decât să editați un asemenea dicționar în care să introduceți. Nomenclatura se face prin hotărâre de guvern. Dar nu e asta important. Important că acolo se adună oamenii și se creează o atmosferă și un suflu. Și se discută. Da. În trei, ne-am descurcat răspunsul la întrebarea de ce se adună lumea la librărie din centru. Vreau eu să cred că un fel de brand moldovenesc deja, nu știu dacă pentru că atunci când e vorba de cultură, toți nu știu cum vorbesc. La librărie din centru s-a organizat acolo, a avut loc o ședință a clubului elitar ce unde când, că și asta au fost pe acolo. Lansări de carte, lecturi. Trebuie să fie un spațiu viu. Oamenii se tem să intre în biblioteci, se tem să intre în librării, pentru că e spații povara moarte, clasicilor, îi apasă. Da? Dar, de fapt, ar trebui să fie niște spații foarte prietenoase, unde oamenii se poate să stea să răsfăiască o carte, să așeze la podea dacă vor, să întâlnească cu cineva, să vină să învețe, de exemplu, să scrie versuri, să aibă o întâlnire cu un autor pe care îl admiră, să încerce să diseneze ceva care l-a impresionat. Orice se poate face într-o librărie. Și asta încearcă să facă librăria din centru. Și dacă tot vorbim despre această undă culturală, ați spus că revista pe care o faceți, deși pune punctele pe ei, este o revistă de elită, una pentru un anumit contingent de cititori. Eu n-am spus că e o revistă. Bine, cei care citesc așa spun cel puțin. Eu am zis că ea este făcută pentru acel 10% din populația Moldovei cu care eu mă identific. Care sunt oameni care caută, sunt oameni care vor să înțeleagă de ce trăiesc și cum trăiesc, și lângă cine trăiesc și cine sunt oamenii de alături și cum să faci, să-ți faci viața cât mai calitativă și cum să trăiești tu în armonie cu tine și cum să devii mai bun. Astea sunt întrebările care ne preocupă pe noi. Nu e vorba că noi suntem tipii cei mai deștepți. Nu, dar nu e revista mondenă. Nu e de asta pe care noi nu neglijăm nici aspectul mondian. Nu sunt cele 10-20 de personalități pe care le veți odată la 2-3 ediții în niște reviste glamuroase. Da, lucrul ăsta din păcate se întâmplă. Azi e mamă, mâine e tata, apoi mâine e copilul, pe urmă întreaga familie. Pe urmă ce lucrează mama, ce lucrează tata și peste 10 ediții iarăși. Nu? Mama, tata. Da, se întâmplă parte din lene, parte pentru că piața este mică,
parte din motivul pur financiar. Și financiar, pentru da. Că sunt oameni care vor să apară și respectiv tu trebuie să faci mereu, știi cum, slalomul ăsta între calitate și bine, și dacă omul dă un an vrea să scrie de bine despre el, să-l auzi cum poți, să-l faci super deștept și super inteligent. Eu cred că în orice om poți să descoperi ceva care nici el nu știe. E adevărat că nu întotdeauna el vrea să fie descoperit, pentru că el are fațeta cu care iese în lume și nu vrea mai departe să meargă, nu vrea ca cineva să scobească un pic cojița auriei deasupra și să descopere cine... Bine, noi, oricine dintre noi nu ne dorim lucrul ăsta, avem partea noastră de viață ascunsă și de gânduri ascunse și de... Dar cei ce ține de revistele, ce zici tu, mondiene, ele rămân chiar la suprafață, adică rămân la brand, haine, celulită, s-a afișat, nu s-a afișat. Este un soi de delicatețe la noi în zona asta. Nu merg foarte tare revistele tabloid. Și știu băieții care lucrează la genul ăsta de reviste și se plâng că iau tiraj mare, adică oamenii pe ascuns citesc. Dar clienții nu dau publicitate. Este un paradox. Adică clientul nu vrea să se identifice cu produsul care îl scoate el. Ei nu vor să se identifice cu un produs de scandal, deși într-un fel, el ajunge pe masa potențialului cumpărător. Prinde foarte bine PR-ul, nu? Și de o parte și de alta. Da. Adică unde am obținut noi rezultatele cele mai bune, asta în PR. Într-adevăr, revistele glosii de aici oferă servicii de PR persoanelor care vor să se promoveze. Dacă o luăm așa, atunci totul e ok. Dacă tu cauți ceea ce cauți, atunci... Ești oarecum cred că trebuie să știi ce revistă să deschizi și ce să citești. Dar există spațiu pentru oricine, adică există și cititor pentru revista noastră, există cititor pentru revistele celelalte. Chiar n-aș vrea deloc să ne batem. Da, și de fel, eu le citesc pe astea și pe astea. Adică... Păi asta, că eu am zis că într-un fel, un 30%... Mă apropie de chioșc și să iau și asta și asta. Într-un fel, 30% din cititori coincid, din cei care sunt cumpărătorii de revistă. Asta așa pot să-i poziționez. Noi ajungem cam la sfârșitul emisiunii și eu acum recunosc, după o oră de discuție, că aveam mare emoții când veneam de acasă și vă zic de ce. Pentru că dincolo de faptul că am citit internetul de scoarță în scoarță vis-a-vis de persoanele voastre și parcă știam foarte multe lucruri, apropo știu că vi s-a furat casa de 4 ori și până la urmă o să faceți fiecare în parte. Un tablou robot al hoțului. Nu, deja am devenit deștepți, ne-am pus semnalizare. Da, mă, mai povestește așa, mai povestește. Nu, cei care sunt interesați o să deschid și o să citească pe net, că eu de acolo ce-am am găsit tot desfășurătorul operațiunii. Atunci când v-am invitat, v-am zis din start, aș vrea să veniți pentru Paula. Și vă zic de ce. Pentru că foarte mulți părinți din generația dumneavoastră care au copii de vârsta Paulii și doresc vedete, ori voi nu aveți vedetă în casă, și doresc realizați și doresc pentru ei, ori voi ați spus că ați crescut-o pe Paula nu pentru voi, ci pentru ea însăși. Pe de altă parte, generația mea care are pitici acasă nu știe cum să-i educe pentru ca să ajungă așa cum este Paula. Eu mă bucur că ați fost deschis și eu chiar îmi doresc ca copilul meu să ajungă peste aia. Nu să scrie o carte despre revoluție, ci mai degrabă să-l pună la punct inteligent pe tata și pe mama, fără ca aceștia să se supere. Să vină într-o emisiune de televizor și să-și pierdă să discute de la mama ești egal. Tu în cazul ăsta, da? Cred că asta ar trebui să fac o gaură în gardul vostru și să stau acolo să urmăresc săptămâni întregi, ca de fapt să înțeleg de cum să o certați și cum o lăudați. O să vindeți bilete? Da. Eu vreau rândul întâi. Chiar nu prea țin minte să ne fi certat vreodată. Poate ne-am supărat așa periodic. Da, dar noi încercăm să comunicăm cât mai mult pentru a rezolva lucrurile prin discuții. Haideți să spuneți fiecare la sfârșit câte o frază, două, ce ar fi familie pentru voi. Vă regăsiți în familie, este oaza dumneavoastră de liniște după o zi, nu știu, încărcată la serviciu? Pentru mine, da. Vă place să veniți acasă? Da. Paula, tu de obicei la ce oră intri în casă? Uneori la 10 dimineața. Îmi plac foarte mult părinții mei și consider niște prieteni apropiați și foarte faini și mi este foarte interesant cu ei și am suportul lor și încerc să le ofer și eu cât mai mult din ce pot. Sper că ei observă și apreciază lucrurile astea. De exemplu, pentru mine este foarte important telefoanele și serviciul să termine la 6 sau 7 și atât.
Pentru noi mai puțin. Da, noi combinăm. Da. Eu nu lucrez acasă, ceea ce ține de serviciu, nu fac absolut nimic. Mm-hmm. Dar vă place să veniți acasă să fie mâncarea gata, păi da, caldă? Sau nu sunteți oamenii care faceți un tablier din așezat la masă de seară? Noi suntem gurmanți, noi ne place să mâncăm și respectiv gătesc toți. Adică cine vine primul acasă gătește sau cine a plecat mai devreme de acasă în... Dacă vorbim de anumite persoane din familia noastră care au viață nocturnă, lasă mâncare pentru părinții iubiți. Da, adică nu avem problema asta cine este șeful melestieului. Fiecare gătește. Dacă mă întreb pe mine, pentru mine familia e un spațiu unde te simți liber. Unde râzi, faci glume, știi că ești înțeles, afli ceva. Pentru noi suntem complementari. Noi, fiecare dintre noi avem cunoștințe din domenii diferite, ne interesează lucruri diferite și, de exemplu, mie mi-e foarte interesant ceea ce povestește Gheorghe despre istorie. Câteodată mă duc și verific. Mie-mi-e foarte interesant ceea ce cunoaște Paula. Noi și în excursie ne simțim foarte bine pentru că avem cunoștințe de diferite domenii și fiecare poate să-și spună virgulița lui și să avem un tablou complet asupra lucrurilor. Și cred că asta și menține unele familii, capacitatea de a râde împreună și capacitatea de a crește împreună. Când oamenii se dezvoltă, nu se opresc, eu am ajuns până aici, sunt director și gata, voi trebuie toată lumea să muncească pentru mine. Nu, hamon. Da, eu sunt Stonhamon, așa că vă rog frumos, sunt stăpânitor de rog. Dacă te dezvolți, eu cred că nu există riscuri să îmbătrânești urât. Scoatem fraza cu îmbătrânitul și rămânem la Tutankhamon, pentru că toți suntem regi, fiecare pe propriul său destin. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Celor de acasă le doresc o seară liniștită și iubiți ceea ce aveți în preajmă, pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. La final ne cântă Oletira și Serghei Lovitski, sau mai exact Sunstroke Project. There's no other time to make it.